La o primă analiză, cei doi parlamentari, Luminița Adam și Scarlatti Riza, membri ai comisiei, au susținut că turiștii care tranzitează Transalpina nu au motive să se teamă pentru siguranța lor. Cei doi parlamentari, însoțiți de reprezentanți ai CNADNR, au inspectat porțiunea de drum cuprinsă între stațiunea Rânca și Obârșia Lotrului, acolo unde muncitorii de la drumuri au montat parapeți de protecție și indicatoare rutiere. Recomand tuturor care urcă să respecte regulile de circulație. Asta, spun asta pentru că în traseul acesta am văzut oameni care au mers cu viteză, am văzut o mașină de tonaj mare care nu ar fi avut ce să caute pe aici. Deci, în primul rând, ca să avem un trafic în siguranță, trebuie să respectăm regulile de circulație. În ceea ce privește drumul, am văzut lucrările făcute, am văzut această conservare minimă. Nu mi se pare un drum foarte periculos, repet, dacă se respectă toate regulile. Nu este un drum finalizat. Eu am constatat că drumul pe care am venit e în siguranță, cu excepția mașinii care a și văzut-o de lemne, care nu avea ce să caute pe aici. Ținând, iar când am oprit la primul popas, a venit un cetățean, pare să cu număr de bis transnăsut și mergea cu o viteză mult mai mare decât 30 la oră. Deși participanții la trafic trebuie să fie serioși și să respecte regulile de circulație. Ancheta parlamentară a fost declanșată după ce un angajat al DRDP Craiova a declarat presei că lucrările de montare a elementelor de siguranță de pe Transalpina sunt făcute de persoane neautorizate, fără a fi respectate normele în vigoare. În replică, șefii de la drumuri susțin că totul a fost perfect legal, iar rezultatul lucrărilor este indicat de faptul că pe Transalpina nu a avut loc niciun accident cu victime. Din punctul nostru de vedere, noi am asigurat siguranța traficului și am asigurat și ca acest drum să devină drum public. Știți bine că l-am deschis în august, o să-l închidem pe data de 2 noiembrie. În acest interval de timp nu s-a întâmplat niciun accident. Asta ne dă convingerea că am făcut lucrurile care trebuiau făcute pe acest drum și de siguranță. Au putut să constate pe viu, concret, activitatea noastră care am desfășurat-o. Am pus la dispoziție în prima fază documentele tehnice pe care noi le-am efectuat și înainte de lucrare, și în timpul lucrării, și după lucrare. Am avut și acțiuni comune cu poliția înainte să deschidem drumul. Am avut și inspecția de stat în construcții în zonă, pentru că aveam nevoie și de consultări și de punctul de vedere al specialiștilor. Pentru că sâmbăta trecută a fost ultima zi în care s-a mai putut circula pe Transalpina, turiștii nu au ratat ocazia de a se bucura de o frumoasă zi de toamnă la peste 2000 de metri altitudine. Cei mai mulți dintre cei care au tranzitat șoseaua susțin că s-au simțit în siguranță.